Continuă emisiunea de ale Buzoianului împreună cu domnul Constantin Ionescu. Este candidatul pro-România la primăria Buzău, la funcția de primar al municipiului Buzău. Domnule Ionescu, spuneam înainte de pauză că ne oferiți detalii despre planul pe care îl aveți pentru sistematizarea circulației, da? Sigur că, de așa cum am spus și așa cum constatăm cu toții, Buzău se află într-o zonă de tranzit, legătura între București și Moldova face ca în anumite perioade, începând de weekend, sărbători, să existe o aglomerație destul de mare pe tot ceea ce înseamnă Bulevardul Unirii și zona de tranzit, în special a municipiului Buzău. Acum va trebui găsită soluție și o să prezint imediat o soluție imediată care poate fi realizată, pentru că fluența traficului deranjează pe de o parte cei care sunt în tranzit, dar și pe noi buzoienii care mergem în oraș la servicii, la piață, ne mișcăm în oraș și atunci automat ne confruntăm cu astfel de situații. Soluția pe care am propus-o noi ca și consilieri pro-România este construcția în zona Unirii Nord, unui pasaj supra sau subteran în funcție de deciziile specialiștilor, pe sub acel sau pe deasupra acelui avion, a unui pasaj auto. Pentru că tot ceea ce înseamnă tranzit și vor să treacă prin Buzău, să nu mai existe un nod de circulație, de ambuscadă, de trafic în zona sensului giratoriu, acolo unde sunt și o serie de funcțiuni, de noi buzoienii mergem la magazine, la hipermarketul, la aprovizionare și suplimentat cu circulația de tranzit, se creează un blocaj în această perioadă. Preluarea traficului prin acest pasaj supra sau subteran și în urma unor măsurători de trafic, spun eu că va rezolva problema circulației și va fluidiza traficul începând din zona centrală pe Bulevardul Unirii până la ieșirea din oraș. De asemenea, o altă soluție, tot de investiție majoră, o spun, este realizarea unei bretele de legătură de la Alea Sporturilor pe câmp până în celălalt sens giratoriu din cartierul Orizont. Tot ceea ce înseamnă trafic, de tranzit, de navetă, să spun, a buzoienilor care lucrează în oraș și merg acasă, că merg la Mărăcineni, că merg la Poșta Călnău, că merg în zona limitrofă a municipiului Buzău, să evite zona hipermarketului și să elibereze circulația pe strada Frăsinet, evitând orașul, atunci ieșind în acel sens giratoriu pentru o bretea pe podul de la Mărăcine și mai departe să-și continue drumul spre casă. Sunt două investiții care se pot realiza într-un mandat, am explicat și data trecută. Sunt două investiții majore care rezolvă o situație pe 20 de ani de zile de acum înainte din punct de vedere al traficului. Sunt două proiecte eligibile, da, care stă la îndemâna autorității locale și pot fi realizate din bugetul local. Sigur, nu vă pot spune la momentul ăsta o estimare din punct de vedere al bugetului și al sumei care poate fi cheltuită, pentru că sunt necesare studii de prefezabilitate, de fezabilitate, în care sunt stabiliți anumiti indicatori și tehnici, cum se poate realiza și economici, îmbrăcată în partea financiară, să vedem exact cum poate fi alocat și eșalonat pe 2-3 ani de zile până la finalizarea mandatului să poată fi terminată această construcție. Cred că, din punctul meu de vedere, rezolvă o situație și o problemă importantă la nivelul municipiului Buzău. Da, este o problemă, într-adevăr. Ar fi bine să găsiți soluții, așa cum le-ați prezentat, să le puneți în aplicare pentru acea zonă. Sigur, dar soluțiile sunt și aplicabilitatea tehnică va exista la momentul respectiv, când oameni de specialitate vor face analize, studii, măsurători, ca să pună pe hârtie exact cum va arăta și cum va funcționa tot acest mecanism de fluidizare a traficului în zona de Unirii Nord. Îmi spuneați că și pentru parcările din oraș aveți câteva proiecte. Sigur că da. Acum, trecând peste acea celebră parcare din zona centrală pe care o anunță și a anunțat-o toată lumea de ani de zile și care nu a putut fi realizată nici până la acest moment. Se va face, da. Alte parcări. Se pot realiza parcări deschise pe un singur etaj la nivelul cartierului de locuințe. Parcările închise din interiorul cartierului, identificate suprafața, pe construcții deschise, da? Unde
nivelul întâi la nivelul solului și încă un etaj fără acoperiș la nivelul de deasupra. Și atunci se dublează numărul de parcaje. De asemenea, identificarea de suprafețe și resistematizarea străzilor în sens unic, cu lărgirea părții carosabile pentru ca mașinile acolo unde parchează paralel cu direcția de deplasare să poată fi executate parcări în spic pentru a dubla numărul de parcaje, sistem de circulație în sens unic cu folosirea unei benzi de circulație pentru parcaje în spic și atunci se mulțesc și numărul de locuri de parcare, după care poți trece, dacă vrei, la partea de închiriere a parcărilor când omul vine acasă să-și găsească mașina sau să-și găsești locul de parcare acolo unde vrei să ți-o lași, plătind un preț suplimentar. Dar nu faci înainte, trasezi, pui număr, le iei bani la oameni, unii au loc de parcare asigurat, încep discuții, alții nu plătesc și le lasă pe unde apucă, pe unde cred că pot lăsa mașina în siguranță. Aveți și pentru blocurile din Buzău un proiect. Știu că vorbeam și cu domnul Barbu când era aici și dânsul pe lista de consilieri locale a Pro-România și vorbeați despre acel proiect pentru reabilitarea fațadelor tuturor blocurilor din Buzău în sistem unitar. Cum s-ar putea realiza și de ce nu s-a întâmplat până acum? Noi am propus, ca să o iau cu finalul întrebării dumneavoastră, eu am propus în urmă cu 10 ani de zile un proiect de hotărâre prin care ați văzut că buzoienii și noi toți am luat-o înaintea statului, prin care, din dorința de a ne diminua cheltuielile la întreținere pe încălzire, am dorit construcția și cămășuirea pereților la exterior cu polistiren, cu diverse materiale izolante, tocmai pentru a face să ne fie mai cald și a plăti mai puțin. Numai că fiecare a făcut în funcție de posibilități financiare, altul anul ăsta, altul acum 2 ani, altul 3 ani, fiecare unul a vopsit în verde, altul în albastru, altul nu l-a colorat, că n-a mai avut bani de vopsea și lucrurile nu arată așa cum trebuie. Atunci mi-a respins acel proiect de hotărâre prin care solicitam ca primăria să emită un certificat de urbanism pentru tot imobilul, indiferent că eu puteam să fac anul acesta, dumneavoastră făceați anul viitor sau ne împărțeam în funcție de cum aveam banii, dar culoarea unitară trebuia să existe pentru acel imobil, da? Pe care o stabileau arhitecții primăriei. Și atunci, la momentul respectiv, prin certificat, spunea, domnule, blocul X de pe bulevardul Y trebuie să arate în culorile negru și verde. Dau niște exemple. Da? Anul ăsta făceam, respectam paleta de culoare pe apartamentul meu, dumneavoastră la anul, chiar dacă îl făceați, respectați aceeași paletă de culori și atunci blocul în final, pentru că, ați văzut, mai sunt puține blocuri în care nu mai sunt vecini izolați care nu au și au reușit să-și facă acea termoizolație a apartamentului. Numai că fiecare, repet, și-a făcut așa cum a crezut de cuvință și și-a făcut apartamentul frumos pe din afară așa cum a crezut că i-a plăcut mai mult. Bun, și acum, dar autoritatea, cum ați putea să reglementați? Cum ați putea să reparați aici, situația aici, pe fonduri asta europene și contribuție pe buget local, să facem reabilitarea de punct de vedere al fațadelor. Fără deci, a le cere proprietarilor fără a le cere bani. Da? Să pot face lucrări de reabilitare doar a fațadei din punct de vedere urbanistic, arhitectonic, ca și culoare, să arate așa cum trebuie blocurile respective. Domnul Barbu vă dădea exemplul la asociație la dumnealui, pentru că sunt asociații unde sunt președinți asociații destoinici și unde s-au implicat și în momentul în care proprietarii au hotărât să facă astfel de lucrări unitare de la parter până la etajul, până la ultimul etaj, s-a ales un ton de culoare așa cum au crezut dumnealor, dar măcar există o chestiune unitară și și-a făcut toată lumea la fel. Nu s-a întâmplat același lucru pentru că fiecare a făcut și dacă nu există intervenția statului și a autorității, în special în imaginea orașului, așa vor arăta lucrurile și de acum înainte. Iar pentru celălalt proiect pe care l-aveți referitor la sănătatea buzoienilor, știu că foarte mulți dintre candidați vorbesc despre un nou spital municipal. Dumneavoastră v-ați propus să modernizați un spital care există deja și să-l transformați în spital municipal. Da, este o soluție și un proiect pe care noi îl propunem și l-am propus, a zis că am discutat de până luna martie, de când a început această pandemie, pentru că sănătatea oamenilor, din punctul meu de vedere, este prioritar.
și ne-am gândit că acel spital care oricum a rămas, să spun așa, despre spitalul CFR, da, în preluarea lui de la Ministerul Transportului, este un proiect eligibil, este un proiect în urma căruia pot fi accesate fonduri europene, în primul rând pentru modernizarea spitalului ca și structură, ca și construcție, dar și dotarea spitalului cu aparatura medicală necesară pentru ca și în această unitate medicală, cadrele medicale, să-și desfășoare activitatea și să pună mâna pe ceea ce pe ultimele generații de aparatură medicală pentru a trata pacienți. Eu cred că municipiul Buzău poate suporta cheltuielile, repet, este un proiect ce poate fi realizat cu fonduri europene, cu o contribuție foarte mică din bugetul local, ca și cheltuieli eligibile, sunt anumiți pași până la momentul în care accesezi aceste fonduri. Dar cred că este foarte important ca un municipiu, o reședință de județ să existe, în care să existe un astfel de spital al orașului, finanțat, modernizat și dotat așa cum trebuie pentru cetățenii acestui oraș. Bun, pe lângă toate aceste proiecte, aș vrea să vă întreb pentru tineri dacă aveți proiecte, pentru că știu că în ultima perioadă tinerii din Buzău ar vrea să aibă mai multe facilități. Acum, evident, în campania electorală toți candidații se întrec în proiecte pentru tineri, dar pentru că știu că aveți și în partid, în Pro-România, sunt membrii tineri ai partidului și cred că vă și inspiră, vă spun ce probleme ar trebui rezolvate. Care e viziunea dumneavoastră din acest punct de vedere? Sigur că da. În primul rând, pe acel proiect de hotărâre pe care l-am prezentat la începutul emisiunii cu burse pentru copii, pentru elevi, pentru școlarii care fac performanță și începând aici de a încuraja pe toți cei care vor să învețe, care vor să studieze și care, așa cum am spus, sunt copii care provin din familii sociale și care merită această bursă pentru a fi susținuți lunar în a-și deconta cheltuieli de care au nevoie pentru a merge la școală. Aici, la nivelul municipiului Buzău, din punctul meu de vedere, trebuie să existe o alternativă la petrecerea timpului liber pentru partea de tineri. Dacă s-a făcut, și foarte bine că s-a făcut acea pistă de biciclete doar ca și inel în interiorul parcului Crâng, eu merg aproape în fiecare seară cu bicicleta și există o aglomerație destul de mare de tineri, de copii și oameni între două vârste care practică sportul. Este obligatoriu extindere a acestui sistem de piste de biciclete pentru că îți iei bicicleta cu mult mai multă ușurință decât îți iei mașina să te duci la serviciu. Și vă spun acest lucru pentru că în momentul în care te simți sigur pe stradă, te simți sigur în trafic, că ești protejat și de pietoni și de partea carosabilă, cred că poți încuraja și mai mult ca oamenii să folosească acest mijloc de transport. Coroborat și cu mijloace de transport ecologice, moderne, electrice, din păcate tot s-a promis că se vor aduce acele măcar 10 autobuze electrice de vreo 3 ani de zile, n-au ajuns alea, au ajuns altele după afară, după la alții, da. Aici, dacă tot devii operator regional și într-un parteneriat cu Consiliul Județean, se poți achiziționa printr-un program de finanțare europeană un număr foarte mare de autobuze electrice sau hibride noi, repet, eu vorbesc și sunt pentru mașini noi și nu pentru mașini care le aruncă alții și le aducem noi în România, ca să poți opera, să poți ajunge cu un sistem, în primul rând, civilizat, dar în al doilea rând, cel mai important și ecologic. Da? Să nu mai auzi dimineața la 5 când te trezești huruitul de motoare diesel și cu fumul în spate, să începem și noi să nu neapărat, dar trebuie să și credem că putem ajunge la nivelul țărilor dezvoltate. Domnule Ionescu, aș vrea, pentru că mai sunt câteva minute din emisiune, să faceți acum un apel către cei care ne urmăresc. În primul rând, să vină la vot pe 27 septembrie. În al doilea rând, să le spuneți de ce să vă aleagă pe dumneavoastră și echipa de consilieri Pro-România. Sigur, în primul rând, datoria de a veni la vot este esențială și asta a fost și condiția pentru cei care au murit la Revoluție, ca democrația să funcționeze și în România, cu protejarea, cu protecția și cu măsurile de siguranță, pentru că foarte mulți oameni se feresc de astfel de lucru, să mă voteze pe mine și echipa mea dacă consideră că am făcut ceva și am reprezentat pe oameni
cel puțin un mandat așa cum trebuie. Dacă merităm sau merit că am făcut ceva și că am fost serios, de câte ori am venit la dumneavoastră în consiliu sau pe stradă, să mă voteze. Dacă nu, să voteze pe cel care e mai bun. Ce veți face în următoarele zile? Pe unde mai mergeți în municipiu? Mai sunt cartiere unde n-am ajuns, mai sunt, merg și pe la fabrici dimineața, acolo unde sunt invitat și unde mă primesc oamenii și felicit întreprinzătorii care reușesc să țină locurile de muncă pe o astfel de situație de pandemie, unde locul de muncă și grija lor de muncă este mai mult decât o necesitate. Domnule Ionescu, eu vă mulțumesc mult pentru prezență. Vă doresc succes în continuare și ne revedem curând. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. O seară frumoasă și weekend plăcut vă doresc. Ne revedem luni seară.